Bun găsit! În ultimele săptămâni am tot discutat la Exclusiv TV și ați urmărit, dragi prieteni, noutății din județul Bacău cu primari, cu persoane, cu personalități, cu factori de decizie ai județului Bacău în această situație în care ne aflăm nu numai noi cei din județul Bacău, dar și în întreaga țară. O situație mai delicată, o situație specială, putem spune chiar destul de grea, pentru oameni, pentru cetățeni care, iată, sunt nevoiți să stea în case foarte mult timp și parcă în ianuarie nici nu visam la asemenea lucruri, dar iată că lucrurile au evoluat și tocmai de aceea m-am gândit să discutăm și cu domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașoveanu. Domnule președinte, bun găsit și vă mulțumim încă de la început că ați avut amabilitatea să ne acordați acest interviu. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație că am ocazia să mă adresez direct ascultătorilor postului dumneavoastră. O să începem despre situația din România pe plan general. Cum o vedeți dumneavoastră în acest moment? Cum vedeți evoluția acestei propagări a coronavirusului? Dumneavoastră spuneați mai înainte că în ianuarie în România nici nu gândeam la ce urma, dar eu vă spun că foarte mulți nici la începutul lunii martie, inclusiv guvernanții și guvernul și președintele României, nu gândeau, aveau o altă agendă, erau toți axați pe alegerile anticipate, deși noi la nivelul județului Bacău, să știți că de la sfârșitul lunii februarie, astea sunt în evidență adresele care sunt făcute de la Spitalul Județean de Urgență, a managerului în care solicita Direcției de Sănătate Publică de a avea în vedere achiziționarea echipamentelor de protecție, tocmai pentru a fi pregătiți pentru ceea ce urmează. Vedeam ce se întâmplă în jurul nostru, se vedea situația din Italia, din Spania, după aceea Germania și toate celelalte țări. Foarte mulți concetățeni de ai noștri care lucrau în aceste țări, ca după aceea știm foarte bine valute întoarce acasă și noi trebuia să fim pregătiți. Da, din păcate la vremea respectivă s-a pierdut un timp, eu consider, pentru că dacă s-ar fi luat din timp măsuri, poate nu se întâmpla și nu aveam astăzi o Suceava, nu aveam un Botoșani într-o situație destul de gravă și atâtea persoane, atâtea decese și atâtea sute de persoane infestate cu acest virus. Noi la Bacău și în calitatea pe care o am de președinte și având Spitalul Județean în situație de urgență în subordinea Consiliului Județean, că ne-am mobilizat cumva din mers, am fost foarte receptiv la aceste mesaje, la tot ceea ce vedeam în jurul nostru și chiar dacă guvernul cumva în urma solicitărilor, în momentul stării de urgență, ca să zic așa, în momentul în care a decretat președintele țării starea de urgență, deși dumneavoastră foarte bine ați fost martorul și ați dat asta pe post, noi cu o săptămână înainte la Bacău am solicitat eu, în calitate de vicepreședinte a Comitetului Județean în situație de urgență, am solicitat prefectului să demarăm procedurile pentru situația de urgență. Asta ar fi însemnat o stare de alertă în județul Bacău, pe care o solicităm așa cum prevede legea. Chiar aceasta era întrebarea pe care vreau să vă pun, dacă dumneavoastră considerați că actuala guvernare și în speță chiar prin reprezentantul în teritoriu, dacă până în acest moment au luat măsurile potrivite. Domnul Gureanu, trebuie să spunem realist că toată greutatea a picat pe umerii autorităților publice locale. Deși la un moment dat au ieșit și ne-au asigurat că se va face o achiziție centralizată a tuturor echipamentelor de protecție, ceea ce era și normal și am salutat această decizie, ulterior ne-am dat seama că a rămas totul pe umerii autorităților publice locale, a consiliilor județene. Noi am făcut achiziții prin spitalele de resort și am făcut demersul necesar că erau de ce o achiziție centralizată? Pentru că nu se mai găseau echipamente, pentru că ce se găseau erau la niște prețuri foarte mari,
și era normal prin companiile de stat, prin Unifarm și asta, să putem achiziționa centralizat, ținând cont de prima linie. Prima linie fiind medicii, asistenții medicali, cadrele medicale auxiliare din spitale care trebuiau în primul rând ei protejați și abia după aceea ceilalți. Deci cu prioritate spitalele județene. Aici noi am fost la piața liberă, ca să zic așa, și fiecare manager a încercat să descurce cumva și să facă aceste achiziții. La Spitalul Județean de Urgență, managerul și echipa managerială a avut, în momentul în care a început să apară primele cazuri, avea un stoc. Un stoc care era doar pe săptămână, două, și nu exista siguranța că mai găsește, pentru că se schimba de la o oră la alta. Deși confirma inițial, după aceea se reducea la jumate sau spunea că nu mai poate să-i onoreze comanda. Deci cam în situația asta, cu foarte multe emoții, am asigurat la Spitalul Județean. După aceea, declarat spital COVID, suport COVID, Spitalul Municipal Onești, unde a trebuit sprijinit spitalul din Onești și întreaga echipă, pentru că nu erau pregătiți pentru așa ceva și pentru noua titulatură și a trebuit reorganizarea și circuite și tot ce este, și asta cred că ați prezentat și dumneavoastră. Sigur că da. Felicit echipa atât a consilierilor locali de la municipiul Onești și a domnului primar care a dat o sprijinul, dar și a Consiliului Județean, și mulțumesc colegilor din Consiliul Județean care de îndată am convocat într-o ședință extraordinară Consiliul Județean și am aprobat o primă sumă atunci imediat după ce a fost declarat de 500.000 tocmai pentru echipamente de protecție, care ulterior la o săptămână a venit solicitarea pentru a echipa zona de terapie intensivă cu 10 paturi ATI complete, cu ventilator, cu monitor, cu tot ce trebuie, și am alocat încă 1.650.000 pentru 10 echipamente complete. Asta adăugându-se la ceea ce companiile și oamenii de bine, cu reprezentanța unor persoane juridice din Onești și din județul Bacău, și chiar și ONG-uri, din câte știu. Și organizațiile neguvernamentale, bravo, organizații neguvernamentale care și-au dat mâna și au sprijinit imediat Spitalul Județean, și acum sunt funcționale 6 paturi complete echipate, ceea ce nu e un lucru puțin într-o perioadă foarte scurtă. Finanțarea pe care am dat-o, cele 10 echipamente, sigur că durează, că nimeni nu-ți livrează imediat. Asta este marea problemă, nu se găsesc echipamentele astea și nu ți le poate aduce la termenul dorit și noi trebuie să ne adaptăm situației și să facem față. De altfel, dincolo de aceste echipamente, regulile de bază cred că sunt esențiale. Așadar, guvernul la începutul lunii martie, pe 6-7 martie, ei discutau și aveau pe agenda prioritatea numărul 1, alegerile anticipate, iar noi eram înmărmuriți pentru că nu se făcea absolut nimic și noi solicitam din teritoriu, nu le declanșați starea de urgență, suntem într-o asemenea situație. Și de la reprezentantul guvernului în teritoriu, domnul prefect chiar a ieșit deranjat de poziția mea ca vicepreședinte a Comitetului Județean de Situații de Urgență și să spună publică situația este sub control și nu se impune stare de urgență și nu este prerogativa domniei sale sau a Comitetului Județean, ceea ce știam. Și noi nu era prerogativa, dar trebuiau făcute niște demersuri, niște proceduri înainte, adică să declanșăm asta prin ceea ce ținea de noi. Ca de altfel, după această declarație, la 3 zile, președintele României a decretat stare de urgență, începând cu 16 martie. Da, ne-am fi dorit după, dacă nu s-a putut face centralizat sau nu, au venit foarte puține echipamente în teritoriu și chiar am ieșit și în spațiu public și am fost revoltat de numărul foarte mic, la un moment dat, 30 de litri dezinfectant vis-a-vis de 3.000 de litri cât cumpărasem noi sau cumpărasem Spitalul Județean. Sau măști 300 vis-a-vis de 3.000 și ceva la momentul acela.
Ele au mai venit pe parcursul săptămânii trecute ceva echipamente, chiar și pentru personalul din zona socială, dar după ceea ce noi am încercat să acoperim această are, au venit un număr nu suficient, deci au început să mai apară de la guvern, dar noi intrasem deja într-o stare cumva de normalitate în care asigurasem necesarul pe câteva săptămâni bune și asta se face, am înțeles, la fiecare spital. De la o zi la alta sunt colegii de la achiziții care asta fac, stau toată ziua pe site-ul respectiv și încearcă să găsească prețurile și cele mai bune și cantități. Eu personal am discutat acum o lună și ceva, am contactat reprezentanții noștri, ambasadorii din țările din Coreea de Sud, din India, din Indonezia și din China, pentru a găsi soluțiile cele mai bune, să ajungem direct la producători, producătorii direct cu importatori, și după am primit de la Coreea de Sud, trebuie să recunosc, cred că Coreea de Sud a fost cea mai receptivă. Și colegii de la ambasada din Coreea de Sud ne-au trimis imediat o listă cu persoane de contact și contacte respective pe care eu le-am redirijat către echipa de management a spitalelor din județ să contacteze importatorii și să facă procedurile care trebuie conform ordonanțelor militare. Așadar, noi, la nivel local, la nivel de Consiliul Județean, ținând cont totuși că anul acesta noi am intrat cu un buget mai mic de 65 de milioane de lei față de anul trecut, ceea ce se va simți pentru că noi avem foarte multe proiecte, foarte multe investiții demarate, contracte de finanțare, obținând finanțarea acum 2 ani și și-a urmat cursul, toate procedurile, proiect, avize, autorizații, licitații și așa mai departe, și s-a ajuns la momentul de execuție în partea a doua anului trecut. Deci ele sunt în plin proces de execuție și aveam nevoie de acești bani. Am avut într-adevăr un excedent de anul trecut, grație ajutorului de state care l-am primit din partea Comisiei Europene pe fondurile pe care noi le-am cheltuit din bugetul propriu pe modernizarea aeroportului. Și aceste fonduri care au venit, deci din cele 65 milioane de euro, noi am încasat anul trecut 14 milioane din ce am investit din bugetul propriu în ultimii 3-4 ani de zile. Și banii ăștia au mers spre aeroport, am plătit o parte din credite și restul au rămas pentru investițiile pe care noi le aveam în derulare. Așadar, așa stând situația, a trebuit să regândim automat bugetul, să reprioritizăm cheltuielile și prioritatea numărul 1 a devenit sprijin pentru Spitalul Județean și spitalele din județ, Spitalul Municipal, Onești, Buhuș, pentru a-i sprijini în sensul ăsta. Și am alocat surse financiare pentru stimularea personalului medical, medici, asistenți medicali și personal medical auxiliar, cei care sunt în linia întâi, stimulente financiare, conform procedurilor, și aici fiecare consiliu de administrație își aprobă criteriile și am dat această posibilitate. De asemenea, am alocat o sursă financiară pentru servicii de cazare și masă, tocmai pentru a proteja cadrele medicale, de a-și proteja propriile familii și a rămâne perioada respectivă în locurile de cazare pe care noi le-am asigurat. La Onești știu că la Hotel Trotuș a găsit domnul primar, la Bacău s-au găsit două locații, atât pentru cei din Spitalul Județean de Urgențe de la boli infecțioase, de la secția boli infecțioase, cât și pentru personalul de la SMURT și de pe ambulanță. Sunt camere la hotelul Dumbrava și la un alt hotel din Bacău, încât să fie cât de cât aproape și de locul de muncă. De asemenea, am alocat sume pentru echipamentele medicale și pentru aparatul pentru testare, care tot inițial ne-a zis că... E de tip PCR acest aparat? Vorbim de PCR-ul. Da.
cel care face teste și care de pe 6 martie s-a dat comanda, s-a încheiat contractul și toate astea pe 19 martie și pot să o spun acum prin interviu în premieră că astăzi au sosit aproape toate componentele de la acest aparat, le avem. S-a descărcat astăzi, urmează montarea lor, luni, marți urmează și partea de training a personalului medical care va trebui să lucreze cu aceste aparate. Lipsește o singură piesă, dar am înțeles de la manager că se poate începe testarea. Piesa aceea nu face altceva decât să accelereze posibilitatea de a avea mult mai multe rezultate într-un timp rezonabil. Probabil o să vină, dar noi putem începe să dăm drumul la teste de săptămâna viitoare. Între timp s-a depus după amiaza asta și documentația necesară pentru a obține autorizația de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică. Iată, avem și vești bune, deci pentru Băcăoane, pentru că Spitalul Județean... Da, da. Mai este o veste bună pe care pot să o dau Băcăoanilor. Acum o săptămână am încheiat un contract cu o companie a cărui director general este un moldovean de-a nostru, o companie nemțească, dar el este din zona noastră Bacău-Neamț și dorește să sponsorizeze cu aparatul de plasma foreză, un aparat la Bacău, ceea ce înseamnă că el va fi montat la unitatea de transfuzii din cadrul ATI-ului Bacău. Se recoltează sânge de la persoanele vindecate de COVID, se introduce sângele în acest aparat, se extrage plasma și după aceea se folosește pentru persoanele bolnave critic, care sunt în stare critică, și procentul de vindecare, din câte am văzut, până cu este un procent destul de bun, adică spre 100%, ceea ce este o veste iarăși îmbucurătoare. Ieri știu că s-a semnat la Ministerul Sănătății sau Ministrul Sănătății a semnat tot ce înseamnă procedurile și protocolele interne care trebuie respectate de către medici, circuit vizând acest aparat. Contractul de sponsorizare este semnat de săptămâna trecută și deoparte, adică și de noi și de către companie au fost foarte prompți. Ne-au anexat și ghidul la acest aparat și ne-au de utilizare și ne-au anexat și un protocol care îl aveau semnat cu Ministerul Sănătății. Deci așteptăm probabil în câteva zile, până săptămâna viitoare, așteptăm și acest aparat care este atât de eficient și de util în tratarea bolnavilor COVID. Iată, dumneavoastră, încă din primele zile când au apărut ordonanțele militare și chiar mai devreme, ați fost în prima linie cu echipa dumneavoastră de la Consiliul Județean și am văzut și am publicat și colegii noștri din presa băcăuană activitatea dumneavoastră zilnică și a întregii echipe, ceea ce nu este puțin lucru, având în vedere stângăciile și modul mai întârziat cu care guvernanții au luat măsuri. Vreau să vă întreb sub aspect economic, cum vedeți dumneavoastră, pentru că trebuie să ne gândim și la firmele private, firmele celelalte care, iată, au avut de suferit în această perioadă. Văd că și aici există o anumită ezitare. Cum considerați că n-ar fi momentul să se relanseze și aceste activități economice? Sigur, aș vrea doar să mai menționez un pic vis-a-vis de aceste măsuri și de faptul că, până la urmă, fiecare cetățean trebuie să fie conștient. Noi eram poate destul de, nu de panicați, poate realizam pericolul, dar erau în jurul nostru și oameni care nu credeau de pericolul care ne paște și nu a fost ușor și cred că aici ați avut și dumneavoastră un rol esențial, pentru că ați fost fereastra prin care noi am putut să ajungem la fiecare cetățean, să zic, sau în fiecare familie. Sigur că da. Și e foarte important, pentru că la urmă erau sunt niște reguli foarte simple. Regulile acestea simple trebuie să le respectăm. Cu cât respectăm aceste reguli de igienă, cu atât reducem cumva răspândirea acestui virus și pot cadrele medicale și cei din
de secțiile de specialitate de la boli infecțioase și să poată face față, să poată trata și să și vindece, că iată avem 20 de vindecări și până astăzi sunt doar înregistrați la Bacău 134 de persoane infectate. Acum știți cum e, mult puțin noi dorim să fie numărul cât mai mic, dar în comparație cu ce se întâmplă în nord, deci la Suceava, de exemplu. Suceava a văzut, n-a fost luată în serios și n-a fost o abordare responsabil acolo și nu vreau eu acum să și nu vreau nici să știu eu competențele să mi le duc la nivel de regiune. Dar vedeți cu un moment de neglijare din acesta astăzi poate să fie foarte bine, dar dacă nu respectăm anumite reguli în 2-3 zile poate deveni un focar. Asta s-a întâmplat acolo, s-au luat locurile în derâdere și de acolo ați văzut imediat Neamțul vecin, după aia Botoșani. În Botoșani astăzi iată ajunge a doua Suceava, iar sub noi Vrancea, Galațu, da. Sunt zone roșii, Iași, nu mai zic. Deci roșu în sus, roșu în jos, suntem prinși cumva la mijloc și încercăm să țindem steagul sus și acest standard să fim foarte atenți și cred că aici este rolul fiecăruia, eu știu eu, și organizații neguvernamentale și rolul tuturor autorităților publice locale, a primarilor care s-au implicat în mod direct. Și aș vrea aici să remarc și acest proiect pe care, iată, la o singură strigare, dar aș putea spune că inițiativa a venit din partea a 3-4 organizații neguvernamentale care au zis vrem să ajutăm, vrem să ne alăturăm, dar ne adresăm dumneavoastră ca dumneavoastră știți cel mai bine unde este nevoie și ce ar trebui făcut. Și ceea ce am făcut, am și trecut la o asociere, am trecut-o prin ședință de Consiliul Județean și am legiferat-o, o asociere între Consiliul Județean și 4 organizații neguvernamentale care sunt licențiate pe servicii cu persoane vârstnice, dar la cele 4 s-au alăturat încă 15 sau 16. Da. În total, oricum, sunt 25 astăzi. Sunt 25 sau 26 de organizații neguvernamentale. Noi am alocat și aici o sumă de bani, totul se derulează prin coordonarea serviciului specializat din suburnea Consiliului Județean și mă refer aici la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, ținând cont că și în cadrul direcției sunt atâtea servicii pentru persoane vârstnice de tip rezidențial. Există un risc crescut și regulile trebuie respectate cu strictețe, dar și persoane adulte și copii cu dizabilități. Iar acest proiect vine să sprijine momentul în care nu mai trebuie să rămânem în autoizolare, să venim în sprijinul persoanelor vârstnice singure care sunt în autoizolare și care au nevoie de sprijin. Și vreau să anunț de această cale că până astăzi, de la începutul acțiunii noastre, de pe 23, a început acțiunea 23 martie, iată este o lună astăzi, sunt peste 2400 de persoane vârstnice sprijinite. Sunt două telefoane call center, atât la telefon, dar și prin primarii ne solicită prin direcție și organizații și-au împărțit județul în 7-8 zone și se acționează imediat. Și chiar îi apreciez această solidaritate, acest sprijin venit din partea organizației neguvernamentale cu toată experiența și expertiza lor și cu sprijinul nostru și eu zic că am făcut o treabă bună, iar în zona Oneștiului felicit toate organizațiile neguvernamentale, felicit organizațiile și fiecare acolo un rol important în acest proiect l-a avut protoieria din Onești. Domnul Bărgăuanu în frunte. Părintelui Bărgăuanu, dar și părintelui Mâță, asociația și reprezentantul Arhiepiscopiei pe tot ce înseamnă organizație neguvernamentală sub umbrela Arhiepiscopiei Române, care a fost coordonată de către părintele Mâță și vreau pe această cale să le mulțumesc pentru modul în care s-au implicat și cu toată responsabilitatea. Iată că vești bune sunt
Am văzut că seniorii noștri au avut grijă a dumneavoastră, ați avut ca, poate spune, una din priorități a fost ca cei mai în vârstă să fie ajutați, ca nimeni să nu rămână, eu știu, poate neavând ajutoare din altă parte, cu ajutorul primarilor. Și vreau să vă spun aici, mă scuzați că v-am întrerupt, am discutat cu foarte mulți primari din județul Bacău și am văzut preocuparea lor pentru persoanele în vârstă, ceea ce este remarcabil, pentru că nimeni nu a rămas în afara acestor inițiative, iată, pornind și de la nivel local și coordonate și de dumneavoastră la nivel județean. Noi am venit practic în sprijinul primarilor, pentru că primarii au și un buget limitat și aveau un buget aprobat și au trebuit să actualizeze și să reprioritizeze bugetul și am venit acolo unde erau cazuri foarte multe și posibilitățile sunt limitate, să intervenim noi de la nivel de județ și cu organizații neguvernamentale din zonă. Dar primarul știa foarte bine unde trebuie acționat și unde a fost ajutat și trebuie. Diverse servicii au fost oferite, de la îngrijire, la domiciliu, la cumpărare de medicamente, la a merge acasă și a recolta analize pentru a nu se mai deplasa persoana vârstnică la locul de recoltare, mici cumpărături, chiar alimente acolo unde a fost nevoie, diverse tipuri de servicii și ajutoare în funcție de nevoile identificate. La un bătrân chiar i s-a schimbat și i s-a luat și o butelie pentru că n-avea la ce să... Deci tot felul de sprijin. Am avut câteva, știu, apeluri care le-au făcut direct la televiziunile centrale și am fost sunați de acolo, am primit mesaj și l-am redirijat mesajul către direcție și a doua zi s-a ajuns, au fost identificate persoanele și au fost sprijiniți. Iată că solidaritatea s-a văzut la toate palierele în județul Bacău, începând cu administrațiile locale și până la dumneavoastră în cadrul Consiliului Județean. Eu sunt convins că sunt foarte multe lucruri pe care puteți să ne le spuneți, pentru că în fiecare zi am urmărit activitatea Consiliului Județean și ați avut în fiecare zi câte o inițiativă, ceva de rezolvat. Deci, chiar dacă timpul a stat în loc în ceea ce privește oamenii și au fost nevoi să stea în case, iată, Consiliul Județean a avut activități permanente din tocmai pentru a-i ajuta pe oameni. Având în vedere... Vă rog, vă ascult. Aș vrea să mai... Mi-a spus o întrebare și nu am completat doar asta. Vis-a-vis de... Eu consider și așa trebuie să fim foarte atenți. Viața trebuie să meargă înainte și investițiile trebuie să își urmeze calea de execuție, pentru că noi avem foarte multe obiective astăzi. Asta e un lucru foarte bun, că le avem în diferite etape de execuție, aș putea spune, sunt unele chiar în proiectare, încă nu se văd puțin operă, dar astăzi doar Consiliul Județean are peste 23 de șantiere deschise, de la investiții în infrastructura aeroportuară, pentru că suntem prin șantier și am fost acum 2 săptămâni pe șantier la aeroportul internațional, se lucrează la pistă, modernizarea pistei și s-a început acolo. După aceea, investițiile în infrastructura rutieră. Nu numai că nu am avut, să zicem, de suferit, ci chiar am încercat în această perioadă să oferim, să facem tot ce este posibil din punct de vedere al direcțiilor, al serviciilor de specialitate pentru a obține toate avizile, pentru a avea autorizații de construcții, pentru a da ordinul de începere și să oferim tot cadrul ca antreprenorii să poată lucra, respectând, sigur, totodată și măsurile impuse prin ordonanțele militare. În legătură cu centura Bacăului, câteva detalii. În legătură cu centura Bacăului, asta este coordonată direct de către Compania Națională de Autostrăzi. Noi, Consiliul Județean, am dat tot concursul. Astăzi mai este o documentație la noi depusă, cred că e ultima autorizație de construcție, e vorba de realocarea unor stâlpi de înaltă tensiune. O diferență de realocare, că am la începutul anului
am mai semnat o autorizație în sensul acesta. Creăm frontul de lucru încât ați văzut că acolo lucrează ca furnicuțile și lucrările merg bine. Lucrările merg bine, vremea ține cu noi, nu prea ține cu agricultura, că ar trebui să plouă, e adevărat, și avem nevoie și de hrană, dar din punctul ăsta de vedere, la centură lucrurile merg bine. Am fost de 2-3 ore acolo cu fostul, cu colegul meu, fostul ministru al domnul Șova, și da. cu domnul Dragoș Benea, europarlamentarul și președintele organizației PSD și fostul președinte al Consiliului Județean. Ne ținem de grafic și suntem permanent în șantier. De asemenea, Consiliul Județean aici a dat tot sprijinul pe descărcarea arheologică, ținând cont că Muzeul de Istorie este în subordinea Consiliului Județean și arheologii sunt în majoritate, deși puțini. Am prin muzeu și prin procedurile solicitate, am cooptat și alți arheologi din țară, încât să dăm tot concursul și să avem raportul de descărcare arheologică acolo în grafic, pentru a nu pune frân sau nu a întâmpina greutăți vis-a-vis de mersul șantierului. Așadar, întotdeauna am fost cu un pas înainte, încât să nu stea constructorii după noi că nu s-a finalizat lucrarea de studiu sau de geologie sau de arheologie și nu s-a dat descărcarea și nu pot înainta. Am făcut tot ce este posibil ca să finalizăm lucrurile astea. Eu zic că aici suntem deja la final, s-a ieșit din șantier, s-a dat descărcare, deci nu mai astăzi niciun impediment, nici din punctul ăsta de vedere. Iarăși este o veste bună. Da, sunt foarte multe proiecte, sigur, dacă am stat să le povestim acum. Deci Consiliul Județean are, am spus, investiții la infrastructura aeroportuară, rutieră, centura Bacăului, dar mai sunt încă trei surse de finanțare pe infrastructura rutieră. Una din fondurile europene și avem aici un drum de 100 de kilometri aproape pe zona de est. Martor ați fost și dumneavoastră. Sigur, la semnarea toate trei. Da, la semnarea celor trei. Două din ele sunt într-un stadiu avansat, iar unul din segmente care are 50 ceva, adică cel mai segmentul cu numărul cel mai mare de kilometri, sperăm în scurt timp să dăm și autorizația, documentația au ajuns, mai avem nevoie de avizul de la Iași, îl așteptăm din zi în zi și avizul acela și intră documentația la verificat pentru a obține autorizația de construcție și după aceea dăm ordinul de începere. Asta pe programul operațional regional cu fonduri europene, dar mai avem pe programul național de dezvoltare locală cu bani guvernamentali, programul național obținut finanțarea pe guvernarea social-democrată. Acum toate cele șapte drumuri județene sunt în faza de execuție. Nu mai am niciun în fază de proiectare sau de obținere aviză, toate sunt în faza de execuție. Ultimul care am dat ordin de începere este drumul județean 252C. Este cel care leagă două comunități importante și a așteptat acest drum de foarte mult timp, Tătărești Corbasca. De asemenea, Filipeni, un alt drum de ăsta care l-am menționat are 15, aproape 16 kilometri, Filipeni, deci de la Godovana, Filipeni, Mărăști, Fruntești, ieși spre Oncești, la Pădureni, vreo 15,5 kilometri și acesta un drum de cel puțin 30 de ani așteptat să fie asfaltat. Iată că săptămâna trecută s-a turnat primul covor asfaltic, a început turnarea covorului asfaltic, a stratul a Binder, primul strat. Și drumul județean de la Motoșeni la Stănișești, și aici sunt vreo 15 kilometri de drum niciodată asfaltat și aici s-a turnat deja vreo 3 kilometri și se continuă. Drumul de la Horgești, vreo 7-8 kilometri, Horgești, Șăcătău de Jos, acest drum e în proporție din 90% asfaltat, cred că într-o lună se face și recepția, cred că cu câteva luni, dar drumul, adică cu câteva luni în avans finalizată lucrarea,
constructori băcăuani, trebuie să spun, și foarte serioși, și mă bucur că s-au implicat, au înțeles, așa a fost. Iată că banii vin în Bacău și rămân în Bacău, asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă că oamenii au ce să pună pe masă la copii. Și nu întâmplător, ați văzut și dumneavoastră statistica, că din punct de vedere economic, Bacău anul trecut, și nu aveam încă toate șantierele deschise, era undeva pe poziția 3 în țară cu creșterea cea mai mare economică, dar asta datorită investițiilor care sunt cu salariile cele mai mari, ca un salar mediu, printre cele mai bune pe poziția 3 în țară. Ceea ce iată este un lucru îmbucurător. Deci la Ciucani, Răcăciuni, mai avem tot prin așa, și la Valea Uzului. Deci de la Dărmănești, Valea Uzului, până la așa spre Harghita, vreo 7 km și ceva, și acolo în 2-3 săptămâni începem să turnăm și acolo covor asfaltic. S-a lucrat de anul trecut, la cele 3 poduri au fost reabilitate, cele 3 mari, dar au mai fost încă vreo 100 și ceva de podețe care au trebuit făcute, refăcute în totalitate, ziduri de sprijin și șanțuri cu toate tipurile de lucrări care sunt necesare acolo. Putem spune că anul 2019 și iată și prima parte a anului 2020 au fost cu record în ceea ce privește infrastructura în județul Bacău la nivel de investiții și de lucrări. Da, pentru și din bugetul propriu și din bugetul propriu în ultimii 3 ani peste 200 și ceva de kilometri, vorbesc doar cu covoare asfaltice care au fost susținute de Consiliul Județean. Ceea ce iarăși este un record, la asta se adaugă 247 de kilometri de drum național care au fost de la nord la sud și de la est la vest, care a beneficiat Bacău. Mă refer de la, dacă ne referăm de la nord, de la Ghimeș până la Comănești, după aia de la Moinești la Bacău, tot drumul național a fost asfaltat, acum se circulă în condiții foarte bune, de la Bacău la Onești, de la Onești la Poiana Sărată, s-a finalizat anul trecut și în toamna anului trecut până la ieșirea spre Covasna, spre Vaslui acum 2 ani s-a finalizat spre Buhuș, de la Ajut spre podul Turcului Căbești, și noi am venit cu drumurile județene care le-am amintit mai înainte, la care se adaugă și ăștia 200. Sigur, sunt și alte lucrări în zona Valea Mare, Lipova, și acolo sunt vreo 15 km. Vreau să menționez că sunt drumuri, cele 7 care le-am menționat, și încă câteva sunt drumuri județene care n-au văzut asfalt niciodată. Ele vor fi asfaltate fie din ce spuneam mai înainte, cu finanțări guvernamentale sau finanțări din bugetul propriu. Da, Bacăul astăzi este într-adevăr un șantier, Bacăul trebuie să-și urmeze cursul firesc al vieții și Bacăul trebuie să redevină un centru economic și un pol de dezvoltare regională, așa cum ne dorim, pentru că din punct de vedere geografic și a amplasării Bacăului ne ajută și putem face Bacăul prin aceste investiții, infrastructură, la care se adaugă investiții și eforturile făcute de fiecare primar. Sigur că da. Există Bacăul, sunt 4 comunități care nu au niciun proiect. Restul toți au proiecte în diferite faze de implementare. Adică cele 4 n-au depus, de-aia nu au. Cei toți care au depus, deci toate UAT-urile au proiect, mai mult, mai puțin, pe școli, fiecare în funcție de nevoile și necesitățile care sunt. Deci, practic, în Bacău sunt peste 230, dacă ar fi să peste 230 de șantiere în această perioadă, în ultimii 2-3 ani, inclusiv anul ăsta. O parte din ele poate s-au finalizat, o parte sunt în curs deja, o parte poate sunt în proiectare și urmează. Deci fiecare cum și-a urmat cursul și
Sigur, mai sunt și contestațiile care trebuie să rezolvate la instanțe și mai trag câteodată frână, dar au acest drept de a, dacă nu sunt mulțumit, să depună contestații. Dar pe noi, ca și autorității și noi, băcăoanii, ne interesează să le vedem puse în operă. Sigur că da. Domnul Gureanu, că tratăm împreună și cu dumneavoastră cum ați... Sunteți obiectiv, v-am găsit și pe ploaie, și pe vânt, și pe ninsoare, și noaptea, și ziua, la tot felul de acțiuni pe care le-am avut noi pe șantiere, venit de la Unești la Podul Turcului, venit de la Unești la Bacău sau la Buhuș, sau ați fost prezent pe tot, da. Și... Eu mă bucur de acest lucru pentru că acest efort nu este doar al președintelui Consiliului Județean, este un efort comun. Iată că este urmărit și susținut și de noi, cei care lucrăm în presă, pentru că știți că foarte mult timp și poate chiar și astăzi nu toată presa este dispusă să prezinte și lucruri bune. Da? Sigur că aveți foarte multe proiecte și discuția noastră ar putea continua foarte mult timp, dar fiindcă timpul nostru totuși este limitat, o să vă rog pe final să transmiteți un mesaj oamenilor. Iată, noi le-am spus acum vești bune, dar ei așteaptă să le transmiteți și dumneavoastră un mesaj de încurajare, pentru că în continuare sunt în case, în continuare nu pot să se bucure de acest realizări pe care le avem în județul Bacău. Păi, mai înainte a spus dumneavoastră și eu cred că trebuie să o spunem mai apăsat că suntem până la urmă ceea ce gândim. Și așa. Dacă noi ne unim aceste eforturi, dacă noi gândim în acest spirit de solidaritate unii cu alții și credem că se pot face lucruri frumoase în Bacău, le vom face. Pentru că prima condiție este să credem în aceste lucruri, să ne dăm mâna și să fim implicați în ceea ce facem. Este ușor să stai pe margine și să critici, dar am văzut foarte, foarte mulți cetățeni care nu ține doar de bani, că nu pot să implice pentru că nu au bani, ține și de atitudine. Și am văzut atitudini pozitive, atitudini vis-a-vis de aproapele tău. Și asta nu are decât să mă bucure. La urma urmei, cei care sunt în fruntea autorităților publice locale sunt dintre oameni aleși și atunci este oglinda comunității. Cei care sunt în frunte nu sunt altceva nici mai răi, nici mai buni decât oglinda noastră a tuturor. Eu ce mesaj să transmit? E adevărat, trecem printr-o perioadă foarte delicată, unică. Știm cu toții, cel puțin ultimii 50-60 de ani, nu a trecut nimeni prin așa ceva și nici nu putea fi anticipată, dar să ne comportăm și să avem o atitudine de echilibru și responsabil în același timp, să respectăm regulile simple, regulile de bază, să luăm atitudine în modul elegant vis-a-vis de cel din stânga, din dreapta noastră, vecini, prieteni, și să avem răbdare, să ne rugăm, să trăim în rugăciune în această perioadă, să nu ne pierdem steagul, să nu ne pierdem credința, și asta nu putem face dacă avem în minte și în inimă rugăciunea de zi cu zi și cu gândul la cei care sunt aproape și în rugăciune, pentru că are o putere extraordinară rugăciunea, așa cum am văzut că biserica sau creștinii au stabilit o oră din zi, ora 21, de exemplu, toți la ora 21 să fim în rugăciune, să ne rugăm pentru cei care sunt astăzi în spitale și se tratează, să-i ajute Dumnezeu să depășim acest moment critic. Noi tratăm cu mare seriozitate și gândim pentru perioada de după, pentru că trebuie să existe viață și nu am oprit niciun fel de investiții, dimpotrivă, încercăm să găsim soluții și acum am pregătit un împrumut, o licitație pentru un împrumut, să ducem în partea a doua investiții care urmează să intre în operă de aici încolo și vom avea nevoie în partea a doua a anului de buget. Așteptăm într-adevăr și un sprijin din partea guvernului. Așadar, ăsta este mesajul meu în această perioadă critică, să respectăm, să nu
să avem răbdarea necesară cu credință și cu sprijin și ajutor în ceea ce ne înconjoară pe noi și vom depăși cu siguranță momentele acestea. Să nu deznădăjduim. Domnule președinte, vă mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri care vin foarte sincer și foarte direct către locuitorii județului Bacău. Vă mulțumim și noi din partea echipei Exclusiv TV pentru că întotdeauna ați fost deschis și ne asigurați o transparență decizională completă, cel puțin pentru noi. Suntem bucuroși să aflăm că lucrurile au mers în continuare în ceea ce privește proiectele și finanțările pentru ca oamenii să o ducă mai bine în această zonă a României. Vă dorim și dumneavoastră multă sănătate și să ne reauzim de fiecare dată, așa cum ne revedem în județul Bacău, în foarte multe locuri, să ne revedem așa și parcă îmi doresc să ne revedem în acea echipă din Consiliul Județean și echipa noastră a presei la semnare de contracte, la finalizarea unor proiecte. Vă dorim toate cele bune și vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumesc și eu și dumneavoastră multă sănătate. La revedere. Toate. La revedere. La revedere. Dragi prieteni, a fost alături de noi domnul Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean. Nu uitați să urmăriți emisiunile noastre și să știți că chiar dacă lucrurile merg un pic mai greu în ceea ce privește distanțarea socială, noi totuși suntem cu sufletul alături de dumneavoastră. Și celor care ne ascultă, multă sănătate și nu uitați, mai e un pic și poate vom uita în câteva luni de acest episod mai greu din viața noastră. Sunt eu, Eugen Ungureanu, toate cele bune!